Lucrările de reabilitare și modernizare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău, realizate în ultimii ani, au ajuns până în prezent la peste 100 de miliarde de lei vechi. Potrivit managerului unității spitalicești, Laurențiu Barna, odată cu finalizarea lucrărilor, spitalul îndeplinește toate condițiile necesare unui act medical de calitate. Lucrările de reabilitare și modernizare ale Spitalului Județean de Urgență Zalău au început în urmă cu 3 ani, inițial fiind amenajate secția de oncologie și cea de terapie intensivă, după care s-a trecut la amenajarea tuturor secțiilor existente în spital. Trebuie spus de asemenea că pe timpul desfășurării lucrărilor, activitatea nu a fost întreruptă nici măcar un minut. Începând cu anul 2011, înspre toamna al 2011, octombrie, noiembrie 2011, au început lucrările de modernizare efective ale Spitalului Județean. Au trecut 3 ani de atunci. S-a început cu fondul de la Ministerul Sănătății pentru modernizarea secției de terapie intensivă și a secției oncologie. Banii care au fost alocați ajungeau cam pentru un sfert din lucrări. Atunci Consiliul Județean a intervenit și a dublat sumele de bani. Atunci s-a început modernizarea terapiei intensive, s-a făcut mansardare și s-a făcut secția de oncologie și pe urmă au început lucrările de modernizare efectiv ale spitalului, care au început în octombrie 2010 și s-au terminat prin martie 2013, timp în care activitatea spitalului n-a fost o clipă. Chiar vreau să vă întreb. În ceea ce privește valoarea lucrărilor, Laurențiu Barna a explicat că investițiile, reparațiile și dotările au trecut de 100 de miliarde de lei vechi. Dacă adunăm mere cu pere și le zicem la toate fructe, care înseamnă atât parte de investiții, reparații pe construcții, cât și dotările care au fost făcute, dotări în echipamente și în modernizare a unor secții anexe, conexe actului medical, cum e spălătoria, cum e bucătăria, deci toate împreună, valoarea lucrărilor și a banilor cheltuiți a fost peste 100 de miliarde în bani vechi.